Bun găsit la Turnul Sfatului TV. Invitatul meu și al lui Alin Bratu, redactorul șef al publicației Turnul Sfatului, este profesorul universitar dr. Zeno Pinter. Mulțumesc pentru prezență. Domnul Zeno Pinter, pentru cine nu știe, este istoric, cercetător, a fost subsecretar de stat, este președintele Comisiei Naționale de Arheologie, este membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice și este unul dintre cei mai apreciați medieviști din România. Este de asemenea, și acesta e motivul întâlnirii noastre, motivul principal al întâlnirii noastre, este de asemenea, deci, coordonatorul Săptămânii Medievale, aflată deja în desfășurare la Sibiu. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Eu mulțumesc. Poate ar trebui să începem exact cu această ultimă calitate a dumneavoastră de coordonator al acestui proiect. De ce era necesară o astfel de săptămână medievală? Despre conferințe știm. Conferința este, dacă vreți, punctul central al acestei săptămâni. Nu este o primă astfel de conferință. Dar de ce era necesară o săptămână întreagă? E foarte bine că ați plecat de la ideea că despre conferință deja se știe. Da, se știe. Pentru că aici este, de fapt, cheia problemei. Conferința, din punct de vedere științific, a ajuns la o vizibilitate internațională la care, sincer, nu m-aș fi așteptat atunci când am început-o. Și am considerat că acum ar fi cazul să ne deschidem și față de orașul în care ținem această conferință și să oferim și sibienilor ceva din destul de seaca conferință științifică, la care probabil publicul larg nu ar avea vreun motiv special să participe, decât chiar cei care sunt direct interesați de tematică. În schimb, prin ieșirea în oraș cu conferințe mai pe gustul oamenilor, mai deschise, cred că este bine să ne facem mai văzuți. Sigur că în Sibiu există și un festival medieval și acolo am participat și sunt partener la acest festival de mult timp, chiar consultant științific, deci nu vreau să fac concurența acelui eveniment. Nu se pot suprapune cele două evenimente, să avem o latură științifică a festivalului medieval? Nu se pot suprapune dintr-un motiv destul de simplu. Festivalul este întotdeauna atunci când arheologii sunt pe teren. Și noi suntem arheologi. Noi lucrăm vara. Și întotdeauna sesiunile acestea, conferințe, congrese, se țin toamna sau primăvara. Ok, aș vrea să le luăm puțin pe rând, dacă sunteți de acord. Conferința până acum, un eveniment oarecum mai puțin deschis publicului, prin temele sale, nu fiindcă ar avea ușile ferecate. Să vorbim deci despre conferință, ce va aduce ea în acest an. Conferința a plecat de la o idee, cum ați menționat noastră în scurta prezentare pe care mi-ați făcut-o, din perioada în care lucram la Departamentul pentru Relații Interetnice ca demnitar în Guvernul României, și când am considerat că în calitatea mea de istoric pot contribui puțin la mai bună înțelegere între etniile din Transilvania. Pentru că știm cu toții că au fost și momente mai tensionate la un moment dat. Și am plecat de la ideea, nu mi-aparține, e o chestiune de la sfârșitul evului mediu, sigur că somnul rațiunii naște monștri, da? Adică necunoașterea celuilalt și a obiceiurilor sale și a tradițiilor sale duce de cele mai multe ori la neînțelegeri, poate chiar la conflict câteodată. Iar evitarea nu poate veni decât din înțelegere și din cunoaștere. Ca atare, acest șir de conferințe care se numește și acum, ca, așa în cadrul general, relații interetnice în Transilvania, a plecat deci de la această idee. Am urmărit mai multe etape. Acum 10 ani am început acest. Este, cred că, una dintre cele mai longevive manifestări ale Departamentului pentru Relații Interetnice și mă bucur, ca paranteză fiind spus, că a continuat și după ce eu nu am mai fost demnitar acolo. Asta este, cred, un semn că a meritat și că a avut rezultatele pe care noi le-am dorit. Și anul trecut a fost, pentru că am observat că asta este destul de interesant pentru multă lume, odată s-a ieșit din Transilvania în Europa Centrală, acum s-a ajuns, am avut participări din Statele Unite și din Norvegia, deci ne-am extins deja o scară, nu chiar planetară, să nu exagerăm, dar europeană putem spune. Și în afară de asta, să știți că armele
și conflictul fac parte, din păcate, încă din relațiile interumane și cred că va mai dura mult până nu vor mai face parte. Așadar, continuăm pe acest subiect și anul acesta? Anul acesta, da. Anul acesta, da, pentru că am avut un ciclu care ni s-a părut nouă că nu este încă rotunjit. Cred că de anul viitor vom încerca să abordăm altceva. Subiectul adus dezbaterii publicului larg e foarte interesant și a născut vii dispute în lumea istoricilor și nu numai. Acel studiu asupra geneticii voievozilor români. Da, este... Ce se mai poate spune despre acest subiect în plus față de ce s-a discutat și de ce s-a îngropat? Despre acest subiect nu-mi permit să spun mare lucru pentru că nu sunt autorul acestui studiu. Însă, în general, vă pot spune cu toată convingerea că genetica va aduce atât de multe lucruri în viitor despre originea unor populații, despre originea unor persoane. Eu am avut norocul ca una dintre persoanele la care faceți referință, respectiv Beatrice Kelemen de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, să participe de mai mulți ani pe șantierul pe care îl coordonez la Capidava, iar rezultatele sunt uluitoare, adică față de ceea ce vedeam noi la un defunct într-un mormânt de acum 800 de ani, că eventual e bărbat sau femeie, aia ne mai pricepeam și noi. Și că avea între 20 exact. Și 80 de ani. Când vedeți câte lucruri poate să spună un antropolog și mai ales o probă ADN care îți spune care cu care a fost rudă, care a fost... și eventual că mai are și acum rude în județul Constanța. Aia m-a terminat. Pot cu alte cuvinte metodele moderne să schimbe uneori istoria? Sau să schimbe ceea ce știam noi despre trecut? Istoria o schimbă oamenii, în general. Da. Dar ce metodă e altă problemă. Da. Eventual, viziunea asupra istoriei. Sigur, așa cum cercetările arheologice au schimbat viziunea, istoriografia, nu? Pentru că înainte de Schliemann era cu totul alta concepția despre preistorie, despre istorie. Se mergea pe problema potopului și multe alte idei. O simplă abordare gen Schliemann ca să nu vorbim de Winckelmann sau de alți oameni de la începutul arheologiei, au schimbat clar cursul științei acesteia. Suntem. Și așa va fi probabil și cu aceste metode. Și nu este doar antropologia. Sunt între timp georadare și alte lucruri care, sigur, vor schimba mult. Suntem pregătiți să aflăm mai multe despre noi? Asta depinde doar de noi. Dumneavoastră, cum simțiți lucrul ăsta? Eu cred că... Să aflăm că Ștefan cel Mare n-a fost sfânt și probabil nici moldovean, nu știu. Vedeți, aici avem o problemă din nou istorică, dar de istorie contemporană. În general, se consideră că mentalitatea umană se poate schimba prin propagandă. Este foarte simplu. Iar dacă vrei să o aduci înapoi, îți trebuie cam tot atât timp cât ți-a trebuit să o schimbi ca să o readuci. Deci gândiți-vă că au fost 50 de ani în care ni s-a spus că răscoala de nu știu unde a fost cel mai important eveniment al timpului. Uh-huh. Sau greva de nu știu unde și clasa muncitoare și această gândire în care n-a avut nicio importanță. Gândiți-vă că noi în școală aproape n-am învățat despre importanța bisericii, a spiritualității în decursul istoriei. Nu doar a bisericii, deja în antichitate se spunea că zeii au fost doar niște invenții umane și ok, poate, dar ceea ce au creat în gândirea umană ideile religioase n-au creat structurile sociale niciodată. Adică nu s-au construit niciodată temple pentru sărăcie sau da. Bogăție sau pentru ședințe de sindicat. Cele mai mari edificii s-au construit pentru cult. Și aceste lucruri nu mi s-au spus. Și așa cum spuneți acum cu Ștefan cel Mare, s-a mers pe o linie și cu alte personalități. Mihai Viteazul și multe altele le-am învățat 50 de ani și am fost învățați de oameni care au fost pregătiți în acest sens, într-un anumit fel. Acum, de azi pe mâine, nu se poate.
se poate la un anumit nivel, adică la nivelul oamenilor de știință, acolo sigur schimbările sunt foarte rapide, dar până când ajung aceste idei în rândul maselor, va mai dura. Sunt câteva ziare la nivel național și foarte rar la nivel local, care promovează unele descoperiri științifice, altele, nu știu, niște lucrări mai simple ale unor cercetători, sunt utile pentru societate, pentru mersul lucrurilor. Orice popularizare a ideilor. Bine, sunt niște lucruri simple. Ultimul, de exemplu, a apărut în Adevărul, făcea referire la, probabil sunt foarte cunoscute în rândul cercetătorilor, la trecutul lui Mihai Viteazu, care nu ar fi fost de viță domnească, ar fi fost un copil din Flor al unei vânzătoare de alcool. Sunt niște chestii... Sincer, na, mă rog, nu știu exact... Dar astea apar în presă și... E, da, atâta timp neapărat cât... Surse. Cât sunt cu și dovedite aceste lucruri, merge, dar așa, știți, din păcate, dacă urmăriți presa ca presa, dar internetul câte lucruri lansează și cu giganți și uriași și... Deci, piramidele din Făgăraș. Popularizarea este bună până nu ajunge la exagerare. Pentru că, vedeți, un studiu științific trebuie argumentat. Adică eu nu mă pot prezenta nici în scris, nici teoretic în fața unor colegi să spun un lucru, vă spun de unde am informația. Bag notă de subsol sau spun. Pentru că zice ăla, pentru că uite, eu am găsit și îți arăt piesa sau așa mai departe. Pe când acești... oameni își permit orice, pentru că pe ei nu-i constrânge tiparul științific la o acuratețe de acest gen. Sigur că pe noi tocmai această constrângere ne face să fim foarte seci și greu digerabili. Sigur că dacă vii cu astfel de povești, cu giganți, cu piramide, cu plăci de aur și nu mai știu ce, ești mult mai interesant decât unul care spune că în stratul 5, care are grosimea de 2 cm, s-a găsit o monedă de la Constantin al IV-lea, ceea ce înseamnă că nivelul acela a fost... Deci vă dați seama că e o diferență. Nu? Și acum... eu am mare și ce rezerve față de această istoricizare câteodată a unor lucruri și, din păcate, ceea ce se observă este că nu atât la noi, eu la noi spun, la Evul Mediu, mai greu. Aici cu ADN-ul voievozilor a fost un pic de vâlvă, dar în rest îi compătimesc pe colegii care se ocupă de cultură și civilizație dacică, pentru că acolo se lansează niște baliverne groaznice. Cărți publicate chiar, nu vorbim de articole exact. Pe internet. Da, da. Ok, să revenim la ceea ce va face Săptămâna Medievală pentru cei care nu sunt neapărat specialiști în domeniu. Mă refer la sibienii simpli de pe stradă. Vor fi organizate, nu știu, întâlniri într-un alt limbaj sau genul ăsta de activități. Ce se va întâmpla, de fapt, săptămâna aceasta pentru ei? Pentru cei care nu sunt cu o diplomă în istorie. Deci, cred că mai ales acest eveniment din seara aceasta de la Vin Cafe, care se... integrează, de fapt, unui ciclu vechi organizat de AIOS, de Asociația pentru Frumusețarea Orașului Sibiu, pentru cine nu știe ce înseamnă această prescurtare, așa numitele seri ale Sibiului, care de ani de zile promovează acest lucru și este minunat ce se întâmplă acolo. Unde, într-adevăr, oameni de rând pot veni să bea o cafea, un suc, o bere și să asculte discuții libere și neconstrânse cu oameni de strictă specialitate. Și asta este, cred, aș zice eu, cel mai important punct al acestei încercări de popularizare. Apoi, mai este o expoziție care se va organiza la Biblioteca Astra, foarte interesantă, despre Feldioara, o localitate din județul Brașov. De fapt, în Brașov sunt două Feldioare. Este vorba de, nu de asta de Făgăraș, ci de cea de Brașov, unde nu se știe din documente că au fost așezați cavalerii teutoni, un episod din nou foarte fascinant, cel puțin pentru medievistică. Acolo colegi de la București și Brașov au lucrat mulți ani de zile, șantierul a fost început de
magistrul nostru, aproape tuturor medieviștilor, de către Radu Popa în 1990 și a fost continuat de colegii care acum vin cu această expoziție și o prezintă publicului. Vom mai avea loc lansări de carte, vor mai sunt câteva evenimente. Aș vrea, dacă tot ați adus în discuție șantierele, să vorbim o leacă despre asta. Știm că, în general, finanțările pentru șantiere arheologice vin de la stat, sub o formă sau alta. Și când se mai construiește cât un drum. Evident. Care este evoluția sau involuția finanțărilor în domeniul ăsta? Da, ați atins un subiect care mi este ușor jenant, să spun așa, ca președinte al Comisiei Arheologice sunt puțin implicat în această problemă, dar puțin este cuvântul bun, pentru că, de fapt, Ministerul Culturii alocă aceste fonduri care sunt, într-adevăr, din ce în ce mai puține. Dar mai avem ce afla. Undeva, nu că nu avem ce afla, să ne exagerăm. Însă, să știți că aceste finanțări de la Ministerul Culturii țin tot de o epocă ce a trecut, dacă e să fim corecți. În mod normal, în lumea noastră, fiecare își asigură finanțări, cum poate, prin fundații, prin există societăți care sprijină aceste proiecte. La noi încă nu sunt, de aceea suntem încă la dispoziția Ministerului Culturii cu aceste fonduri. Există însă finanțări și prin Ministerul Educației, de exemplu, nu neapărat bani pentru săpătură, dar însăși finanțarea practicii studențești, ceea ce fac eu și mulți alți colegi de ani de zile. Vă pot spune cu certitudine că eu, deși sunt președintele Comisiei Arheologice din România, nu am avut finanțare de la Ministerul Culturii. Am lucrat întotdeauna cu studenții în practică. Voluntariat. Nu voluntariat, nici că sunt obligat să vină în practică. Vreau să vă întreb, am o dilemă de mai mult timp. Cât ar costa, nu știu, aproximativ în foarte mare, o cercetare științifică la Sarmisegetuza? La care să? Din Deva, din Munții Orăștiei? Da, regia. Dar se sapă în fiecare an, din câte știu. Nu, o cercetare profundă, exact. Să se afle exact ce se află acolo. Primul rând, cred că nu este... Nu vorbim de căutătorii de aur. Nu e doar o chestie de bani acolo. Este un față foarte mare, este greu de organizat așa ceva. Cred că toți arheologii n-ar vrea, dacă s-ar aduna acolo, indiferent câți bani ar avea, n-ar reuși într-o campanie, mai ales că e o zonă foarte ploioasă și foarte la munte, n-ar reuși într-o campanie. Dar n-ar merita totuși efortul ăsta atât. N-ar fi punctul zero al cunoașterii istoriei poporului nostru? Da, dar vedeți, tocmai dumneavoastră ați atins adineori o chestiune, spuneați că cu noile tehnologii, cu astea, eu zic că e mai bine să o facem în ceea ce cumpătați și poate mai vin alții după noi cu tehnologii mult mai bune și pot obține rezultate mult da, mai bune. Da, doar că în timpul ăsta, ar spune unii, și știu că e un subiect despre care ați mai fost întrebat, doar că în timpul ăsta sunt unii care își achiziționează tot soiul de device-uri din ăstea, umblă căutători de comori, da, ca să le spunem simplu. Așa. Nu riscă expansiunea asta a acestor indivizi și să strice ceea ce poate noi încă așteptăm înainte de a descoperi? Ba da, este sigur un risc și este o mare problemă cu care ne confruntăm și cred că nu este Comisia Arheologică la care nu intre în discuție acest aspect al jafului imens care se produce, nu numai acolo, pretutindeni în România cu aceste, vedeți, câteodată în noile utilaje și noile cuceriri ale științei nu sunt doar benefice. Pentru că multă lume nu înțelege că nu doar obiectul are importanță. Chiar dacă vin după aceea și îl aduc, cum se întâmplă, chiar în Sibiu vin la Inspectoratul pentru Cultură și îl pun pe masă. Uite, asta am găsit. Asta, degeaba, când l-ai smuls de acolo, din context, ăla e frumos, e ok, dar nu mă ajută pentru restabilirea istoriei acestei zone. Ai spus, contează unde l-am găsit, în ce... Și în ce context și în ce relație stratigrafică cu celelalte obiecte. Obiectul ca atare este un obiect, un exponat frumos, dar nu poate fi încadrat în istoria județului, a orașului, a țării, a ce... Vorbiți aici de celebra matriță descoperită, nu știu, anul trecut, parcă, tot în Sarmisegetuza.
despre care se spune că era forma după care se făceau tot felul de obiecte. Bine, dar da, orice obiect să ne înțelegem, indiferent cât ar fi de valoros dacă nu este găsit în context, este greu de... Sigur că la Sarm Segetuza e un pic mai ușor, pentru că acolo nu au existat alte culturi și civilizații decât cea dacică și romanii care au venit și au stat acolo un pic până au făcut ordine. Ordine în sensul lor, Pax Romana, adică lichidat tot. Dar în alte locuri unde sunt mai multe suprapuneri de civilizații, de straturi, de așezări, de locuiri, dacă le încurci astea, nu mai știi. Valul ăsta de căutători de comori, că rămân la idee, valul ăsta de căutători de comori nu s-ar putea să capete dimensiunile astea, tocmai fiindcă statul, prin finanțările sale, reduce într-un fel numărul de șantiere deja existente? Adică nu s-ar putea să fie o consecință a neputinței financiare? Nu, el este pur și simplu pentru că nu se respectă legea, gata, că nu mai... Avem o lege care limitează clar chestia. Bineînțeles, deci nu are ce să caute cu acel instrument într-un sit arheologic. Siturile arheologice sunt în mare parte delimitate, există repertoriu arheologic național, există publicate pe internet cu cote, topo, cu tot. Dacă merge la el în grădină sau în pădure, n-are nimeni nicio treabă cu el, numai că merg în situri. Asta e problema și știu exact unde să meargă, tocmai pentru că este repertoriu arheologic național. Sigur că după aia, dacă vine cu piesa, spune că a găsit-o undeva în vârful muntelui. Cine are competență în a opri chestia asta? Poliția, autoritățile locale, evident, nu știu. Poliția în principal. Se întâmplă. Avem niște oameni în domeniu foarte buni, vă spun eu, nu pentru că au fost studenți de-ai mei, dar sunt studenți de la istorie care lucrează pentru Poliția de Patrimoniu, care se ocupă cu așa ceva și care confiscă astfel de aparate, dar este o picătură apropiată, fierbinte. A devenit un fel de sport chestia asta și este probabil și foarte palpitant, trebuie să recunosc. Se încurajează chestia asta și fiindcă există o piață de desfacere acestor lucruri. Clar, când cine face așa, umblă pe toate alea ca să adune, dacă pentru să le pună în ele, vitrină sau să le doneze. Este o piață, într-adevăr, este o calamitate, ca să nu mai o lungim așa mult. Și mi se pare, nu știu, că se caută chiar și de către autorității statului, așa niște căi ocolite pentru a combate aceste lucruri când ele sunt atât de simple. Așa, vă spun sincer, ca istoric, a mai existat o astfel de perioadă. În Munții Oreștiei exista chiar un obicei în secolul XIX care se chema la căutat de aur. În noaptea de sânziene, feciorii mergeau pe apa grădiniței și adunau cosoni, că se găseau în apă. Și dădeau alesei și, mă rog, este în zona Orăștiei există acest obicei. Până când au început să jefuiască, să caute și pe vremea aceea erau autoritățile de la Viena, care nu au venit nici cu armată, nici cu comisariate pentru munții Oreștiei, ci au trimis un contabil cu doi jandarmi. Atât. Un contabil cu doi jandarmi, cu geanta de piele sub braț, care a bătut din ușă în ușă. Spus, na, aici la dumneata le scrie că anul trecut ai avut două capre. Acum de unde ai patru boi și doi cai și așa, da? Un fel de control al verilor. Ai plătit dările la fisc. Nu, luați-le. Deci, și plăteau un coson. Deci astea au fost, și de atunci a fost liniște, o perioadă lungă de timp. După a venit regimul comunist cu prohibiția aurului, a fost din nou liniște și acum sigur că a explodat din nou. Trebuie să vină iar un contabil să-l întrebe de unde ai Land Rover și vilă și așa mai departe și probabil că s-a rezolvat mult mai simplu. Din nou, probabil nu de azi pe mâine. Da, sigur. Cine știe dacă nu cumva 10. Păi nu, dar așa s-a procedat atunci. Luându-se registrul de avere, cum era pe vremea aceea, anul trecut ai avut atâta, anul ăsta, de unde? Ai găsit, nicio problemă, dar ai declarat la fisc că ai găsit. Nu!
Pe de altă parte, cum spunea și Alin, probabil vorbim de filiere întregi, de oameni care găsesc, oameni care se ocupă cu comerțul acestor bunuri, oameni care se ocupă cu scoaterea lor din țară, da, că și asta cred că e o chestiune sensibilă. Am exagerat eu, că pe vremea aia găsea un țăran și își cumpăra 4 boi, da, și era pedepsit pentru că nu a plătit dările la fisc, dar acum este, într-adevăr, rețea foarte complicată și care e greu de decapitat, pentru că știm că aceste rețele au multe capete, ca hidra, așa. Suntem la Sibiu în săptămâna medievală și probabil mulți se vor întreba dacă Sibiu, acest oraș istoric, mai poate oferi surprize istoricilor, ca să spun așa. Mai poate sau nu mai poate? Poate, nu știu, unde un mai șantier, mai poate vreun șantier, vreun document să ne aducă, să ne spună lucruri noi despre Sibiu? Întotdeauna. Nu cred că se va închide vreodată piața aceasta, mai ales într-un oraș cum este Sibiul, cu atât de frumoasă și bogată istorie. Uitați-vă, numai când se mai renovează câte o casă, cum apare o altă zugrăveală frumoasă cu un alt... Mă uitam, chiar zilele trecute am parcat aici jos în Târgu Peștelui și m-am uitat la casele alea. Când va începe și... Când a plecat de sus în jos, așa, când va începe decaparea și curățirea acestea, ne vom mira noi înșine ce minunății vor mai apare prin orașul acesta, ce lucruri frumoase, nici nu le știm încă pe toate. Nu știu câți dintre noastre ați intrat, nici nu e frumos să intri în curtea oamenilor, dar măcar scriuța, câte amenajări interioare încă medievale există, scripeți de tras saci în pod, în curți și lucruri minunate care așteaptă să fie văzute cu ochiul specialistului și prelucrate și ele îmbogățesc toate istoria orașului. Gândiți-vă că la Casa Parohială Luterană din Piața Huet, acum 4 ani sau când s-au făcut reparații și au apărut vechile geamuri renașcentiste sub tencuială, acea frescă frumoasă, nu se știa de ele. Pe de altă parte, fiecare zi. Pe de altă parte, pe un exemplu, Târnăvioara, unde sărăcia oamenilor a permis ca unele lucruri să se păstreze, s-ar putea, răsturnând de exemplu, ca la Sibiu, pe măsură ce oamenii vor avea bani, toate aceste lucruri să se piardă. Proprietarii, la ei mă refer. Eu sper că între timp există control și există lege de protecție a patrimoniului. Tot la omul cu servietă ajungem. Tot la el, da. E adevărat că asta este clar. În Transilvania putem vedea pe orașele din Transilvania care au fost bogate și care au fost sărace. Brașovul, care a fost cel mai bogat, are cele mai puține monumente, câte un turn nici colo. Sibiul a rămas cu mai mult. Sighișoara, care au fost sărace lipiți pământului, a rămas cu toată cetatea completă, că n-a avut bani să demoleze, să facă alte lucruri. Este într-adevăr un oraș de ăsta medieval bine păstrat, e semn că a fost sărăcie cumplită la, în perioada modernă și contemporană. Dar iată că așa se întoarce roata istoriei. Acum Sighișoara poate câștiga din turism din mai mult decât ar câștiga din ce știu eu ce fabrică de cămăși. Poate vom discuta la o viitoare întâlnire, dacă veți fi de acord, și despre cei care, cu ghilimele de rigoare, fac istoria, mai bine zis, studiază istoria, da, despre tinerii care se află pe băncile facultăților și care... Și legat de asta, dacă îmi permiți o întrebare, cât de mulțumit sunteți de manualele de istorie? Vai, m-ați spus în încurcătură, n-am mai văzut manual de istorie, nu știu, predau în învățământul superior și ca atare chiar... N-ați fost interesat să vedeți? Deci, ba da, chiar am colaborat la un manual de istorie și am scris partea de minoritate germană la un manual auxiliar pentru profesorii de școală generală, despre istoria minorităților din România, da? Este o materie de asta care se face doar opțional în anumite școli. S-ar putea să aveți indicii despre cât de bine sunt pregătiți tinerii, văzând studenții cu ce bagaj de cunoștință vin din liceu. Da, sigur. Da, e o temă mult prea sensibilă. Ok, poate vom discuta cu altă ocazie. Săptămâna medievală, deci, în plină desfășurare la Sibiu. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezența. Eu vă mulțumesc că a fost o discuție extrem de plăcută. Vă mulțumim, la fel. Atât pentru moment, la Turnul Sfatului TV. Aveți probleme cu ochii?
de acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea.